Muzeul Memorial Aurel Vlaicu, din satul astăzi cu același nume. Așezată undeva în extremitatea vestică a câmpului Pâinii, pe hotarele localității din Lunca Mureșului au fost descoperite de-a lungul timpului importante mărturii arheologice. Însă faima sa este dată până la urmă de faptul că aici s-a născut, a învățat și a construit primele aparate de zburat Aurel Vlaicu. Ca să ajungi astăzi în sat, trebuie să cotești brusc de pe DN7, drumul ce leagă Orăștia de Sebeș, undeva nu departe de limita județului Hunedoara. Treci calea ferată și apoi o stradă sinuoasă te poartă până aproape de celălalt capăt al localității, unde, în dreptul unei statui a aviatorului, identifici casa natală și muzeul ce adăpostește o mică expoziție memorială. Satul, atestat documentar la 1291, s-a numit la început Soteluc, dar începând cu secolele următoare îl regăsim sub titulatura de Bințânți în diferite acte oficiale. Situația se păstrează până la mijlocul deceniului 3 al secolului 20, când se face propunerea ca localitatea să ia numele lui Aurel Vlaicu. Acesta se naște la data de 19 noiembrie 1882 în familia lui Dumitru și a Anei Vlaicu, fiind primul dintre cei 8 copii ai acesteia, dintre care 4 nu ating vârsta maturității. Ceilalți 3 au purtat numele de Ioana, Ion, respectiv Valeria. Copilăria și primii ani de școală și petrece în satul natal, apoi urmează clasele 1-4 ale Colegiului Reformat Cun din Orăștie, într-un colectiv care inițial număra 49 de elevi, dintre care numai 16 erau români. În această perioadă, descrierile despre Aurel Vlaicu îl prezintă drept o fire tăcută și contemplativă, fără rezultate excepționale la învățătură, însă preocupa de așa zisele măiestrii ale sale, care îi uimeau pe cei ce îl cunoșteau. Se pare că din perioada anilor de liceu petrecuți la Orăștie datează primele preocupări legate de zborul artificial, alături de cele privind mecanismele ceasornicelor, electricitatea, ori chiar construcția unei mici mașini cu aburi sau unui perpetuum mobile, ce ar fi trebuit să se bazeze pe principiul atracției magnetice. Ultimele 2 clase le urmează la liceul de stat din Sibiu, interesul său pentru dispozitivele mecanice manifestându-se printr-o serie de invenții ori inovații. Apoi, în toamna anului 1902, îl regăsim ca student al Facultății de Mecanică a Politehnicii din Budapesta. Însă numai pentru 2 semestre, căci în toamna anului următor, nemulțumit de ceea ce îi se oferea, se transferă la Institutul Politehnic din München, pe care îl absolvă în 1907. Stagiul militar și îl satisface la Pola, pe malul Adriaticii, unde îl întâlnește pe Oscar Ursinus, nepot al proprietarului firmei Opel din Rosenheim, prin intermediul căreia va fi angajat ca inginer al respectivei întreprinderi. Conflictul cu inginerii mai în vârstă ai firmei, câștigarea unei curse automobilistice de către mașina pregătită de el, pe ascuns, refuzul de a rămâne permanent în cadrul companiei Opel și dorința de a realiza mașina de zburat, îl fac să se întoarcă în țară la Bințânți. În primăvara lui 1909 lucrează la perfecționarea unui model de planor și la alte câteva machete, cu ajutorul căreia sunt efectuate primele zboruri pe distanțe scurte și la înălțimi nu prea mari.
Se pare că și sora sa cea mai mică, Valeria, ar fi executat un zbor de acest gen, fiind astfel, se spune, prima femeie din lume ce s-a încumetat într-o asemenea acțiune. Demonstrații cu planorul au loc în vara lui 1909 și la Orăștie. Toamna aceluiași an îi rezervă lui Aurel Vlaicu reîntâlnirea cu Octavian Goga și posibilitatea prezentării zborurilor a celor două monoplane în miniatură la București, fapt ce conduce la aprobarea de către guvern a construirii aeroplanului Vlaicu I, pe banii statului, în cadrul arsenalului armatei. Vlaicu este angajat ca inginer la arsenal pe data de 6 noiembrie 1909. Lucrările nu decurg fără probleme, dar în cele din urmă Aurel Vlaicu se deplasează la Paris pentru achiziționarea motorului. Acolo se întâlnește cu Traian Vuia, care îl și sfătuiește să aleagă un gnom de 50 cai putere, pânza cauciocată necesară aripilor și alte câteva accesorii fiind comandate inginerului Ursinus la Frankfurt. Aparatul este definitivat în luna mai 1910, motorul sosește în țară o lună mai târziu, iar primele tentative de zbor au loc în zilele de 16 și 17 iunie, de câmpul de la Cotroceni, când se înalță 3-4 metri de la sol pe o distanță de 50 de metri. În august, deja zbura pe distanțe de kilometri, la 50 de metri altitudine. La 5 septembrie are loc un spectacol, concurs aeronautic, la care participă și aviatorul francez Michel Molin, precum și George Valentin Bibescu. Victoria lui Vlaicu e incontestabilă. Urmează alte întreceri, revanșă, iar apoi diferite miticuri aviatice, precum cel de la Băneasa. Modelul următor, Vlaicu II, considerabil îmbunătățit, va fi vedeta anilor următori. În 1911, Aurel Vlaicu zboară la Blaj deasupra Câmpiei Libertății în fața peste 30.000 de oameni veniți la manifestările prilejurite de sărbătorirea de către Astra a semicentenarului, pe 28-30 august. Pe 7 septembrie zboară la Sibiu, după care urmează spectacolele de la Brașov, Iași, București-Oltenița, București-Ploiești sau Cernăuți, ultimele desfășurate în prima jumătate a anului 1912. În iunie același an, Vlaicu se defațează la Viena, unde începând cu data de 23, ia parte la celebrul concurs la Aspăr, la care au participat 43 de aviatori din 8 țări. Înscris la zborurile de precizie, precum proba de aterizare la punct fix, proba de aruncare din zbor a unei greutăți într-un cerc trasat pe aerodrom și proba de zbor cu maximum de viteză, descriind cercul cel mai mic în jurul unui pilon, Aurel Vlaicu reușește performanțe excepționale, fiind devansat doar de Roland Garros. Reîntors în țară, începe un nou turneu de mitinguri aviatice, ce cuprinde localitățile Arad, Lugoș, Hațeg, Orăștie, Vârșeț, Alba Iulia, Săliște, Târgu Mureș, Dumbrăveni. Prima jumătate a anului 1913 și-o consacră lucrului la Vlaicu III, dar dificultățile financiare îl împiedică să-și finalizeze proiectul. Chemat să mai zboare odată la Orăștie, cu ocazia sărbărilor Astrei, Vlaicu le scrie părinților pe 12 septembrie că nu poate veni. A doua zi însă încearcă să realizeze, cu un aeroplan destul de uzat în atâtea zboruri, traversarea Carpaților, în încercarea de a ajunge totuși la Orăștie. Din nefericire se prăbușește la Bănești, lângă Câmpina. Fost înmormântat la cimitirul Belu din București. Câțiva ani mai târziu, satul primește numele lui. În 1925, Astra și liceul din Orăștie, numit tot Aurel Vlaicu, așează o placă comemorativă pe zidul casei natale, refăcută între timp la alte dimensiuni față de casa copilăriei aviatorului. În 1933, la două decenii de la moarte, alături de gospodăria familiei Vlaicu, este dezvelit bustul realizat de sculptorul Ion Dimitriu Bârlad. La 70 de ani de la naștere, în 1952, în casă este organizat un muzeu memorial. Sărbătorirea centenarului nașterii, în 1982, este marcată de construirea și amenajarea lângă casa părintească a unei expoziții memoriale Aurel Vlaicu, ce conține exponate în original, cât și reproducerea ale documentelor, planșelor, fotografiilor de epocă, ziarelor vremii. Exponatele vorbesc de la sine, bicicleta sa,
așa zisa motoretă, cu aceasta din urmă se spune că a străbătut drumul de la München până acasă, un strung de lemn, costumul de aviator, un patefon modificat, un motor cu aburi inventat de el, uneltele din atelierul din Bințânț, obiecte personale diverse, planșele și planurile aeroplanurilor, fotografii de familie, casa părintească, cu părinții Dumitru și Ana, cu fratele Ion, sora Valeria, Vlaicu în diverse ipostaze, acte personale, machetele celor trei aeroplane, Vlaicu 1, Vlaicu 2, Vlaicu 3. Un muzeu mic cu exponate care ajung însă să contureze imaginea unei personalități singulare în spațiul românesc. Aurel Vlaicu. Thank you.